Da, cum cel mai greu e primul joc și e și mâine și sunt două jocuri cu adversari cu exprimări diferite și terenurile probabil o să fie diferite, așa că o să încep, cum ai spus, cu meciul cu Oasa Târgu, cu Poli Timișoara. Un meci foarte, foarte greu. S-a îngreunat și din cauza faptului că terenul va fi greu. Pentru noi, care a fost și rămânem adepții construcției și jocului, pe combinații, pe tehnicitate, pe ofensiv, sigur că probabil terenul se va strica după o perioadă de timp. Deci ne va fi foarte greu. Adversarul a crescut ca formă și a recuperat mulți dintre jucătorii care au fost accidentați și ultimele două meciuri s-au prezentat foarte bine, reușind să și câștige 4 puncte cu două echipe foarte bune, Astra și Panduri. Suntem conștienți că trebuie să câștigăm cele 3 puncte și sper că jucătorii vor fi mult mai concentrați și nu mai dăm cu piciorul la ocazii pe care le construim cu atâta greutate, cu atâta migală. Vor fi jucători absenți. Bancul care este perioada aceasta, începând de ieri, este în afara lotului, se antrenează cu echipa a doua și Matson, care încă nu s-a recuperat. Nu cred că avem jucători, din câte știu eu, cu cumul de cartonașe. Alex, cum vezi meciul cu Timișoara? Bună ziua, în primul rând. Zic că este un meci în care nu ne mai permitem să facem niciun pas greșit. Trebuie să-i luăm în serios încă de la început, pentru că și anul trecut și meciul tur, după cum s-a văzut, am pierdut 3 puncte foarte ușor, tot printr-o lipsă de concentrare. Nu am reușit să fructificăm ocaziile pe care le-am avut. Sperăm ca mâine să intrăm mult mai concentrați și să fim foarte pregătiți, pentru că trebuie să luăm cele 3 puncte neapărat. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Referitor la banc, ce s-a întâmplat, de ce este în afara lotului și pe ce perioadă? Da, la analiza jocului, la ce dat nervos, au fost niște reacții, zic eu, necontrolate, probabil și datorită presiunii care în această perioadă e și felul lui de a fi mai așa, mai reactiv, să zic, din punct de vedere verbal, și a degenerat, adică au continuat, nu mai avem și noi niște principii, atâta timp, de 6 luni de zile, știe, toată lumea a fost mai toleranță, am încercat să ne îmbunătățim dialogul și colaborarea, dar acum s-a ajuns într-un punct în care nu mai puteam, că a degenerat. Adică în condițiile în care nu-ți recunoști greșelile și mai și un ton ridicat, prea mult. E o presiune, în plus, eu știu, dar avem niște, un mod de coabitare care peste care nu poți să treci așa foarte, foarte ușor. Practic a fost o sancțiune disciplinară? Disciplinară, da. Nu, datorită jocului nu putea fi exclus din lot sau exclus. O perioadă de timp, probabil că un meci sau două, nu știu, să vedem asta. Ideea este să câștigăm pe jucător cu ceea ce facem și el să se liniștească. Eu sunt sigur că a fost și componenta jocului nereușit al lui, pentru că 25-30 de minute m-a greșit foarte mult. Foarte mult, adică aproape tot. Dar ce spune despre el, este un jucător demoral, la fel ca și Morales, adică dacă îi se dă încredere,
vara s-a operat din nou. Știu, da. Vă dați seama și știți foarte bine și îmi pare bine că când puneți întrebarea că vă preocupă și vă interesează echipa noastră și foarte bine. Ați fost martori, au fost multe meciuri când mi se striga din bună, scoate-l și o repriză întreagă, dacă vă faceți aminte, cu Chiajna a continuat greșit și am avut răbdare de referitor la ce spuneam mai devreme, răbdare, da, pentru că eu sunt adeptul, v-am mai spus la început, ideea de a câștiga un jucător, de a-l pierde, că e foarte ușor să pierzi. De 6 luni de zile în continuu, o răbdare cu toată lumea, în ideea de a-i câștiga. Acum suntem într-un moment mai special, nu mai putem să mai acceptăm, trebuie să fim, cum să vă spun eu, ca un comando. Nu mai există niciun, nu avem pe undeva, nu mai primim luxul să pierdem vreo jucător în teren. O evoluție. Și evoluție slabă, și gândirea nu e în regulă, și presiune, și mental nu mai cazi. Dar tot în această etapă, scuze, tot în această etapă a mai fost un conflict între un jucător și un antrenor, de la asta și Mudică Lovin. Lovin a fost mult mai acid la adresa antrenorului, chiar a ieșit cu declarații și probabil ați auzit răspunsul lui și Mudică, cum îl va pedepsi. Nu știu. Îl va băga titular cu CFR. E alt gen de discuție. Și de abordare. După aceea, deci după aceea, nu, au fost discuții care să degenereze, care să treacă dincolo, între Șumudică și aia. Deci, nu. Nu seamănă unul cu altul. Cu Rambe mai aveți răbdare? Păi, vreau să spun ceva. Nu avem altă alternativă în condițiile în care nu reușim. Nu reușim să înscriem într-o perioadă de timp și trebuie să apelăm și la alt gen. Și echipa adversă să blochează, să închide tot și nu avem decât alternativa să jucăm pe careu. Trebuie să avem și alternativa asta, adică nu avem altă soluție. La care să apelăm la acest gen de situații. Noi jucăm 60-70 de minute, ceea ce am antrenat și ceea ce jocul care am avut succes, construcție elaborată, combinații cu tot ce s-a întâmplat. Am avut 6 ocazii de gol în prima repriză. Ce vorbim? 6 ocazii de gol. Și ce s-a întâmplat? Ce am vrut? Să îmbunătățim jocul? Să avem și un jucător de careu. Și s-a dovedit că a avut ocazii la cap, singur pe 6 metri. Am încercat toate formele. Deci trebuie să avem că în finalul ăsta, terenuri grele, să fie nevoie de toată lumea. Domnul Șar, trebuie să ne temem de cu adevărat de Poli Timișoara ne-a bătut în dus și vine cu un așezut de moral după victoria. Trebuie să fim foarte concentrați, foarte atenți și să luăm foarte serios, pentru că au ratat o forță de joc. Un joc foarte pragmatic și foarte, foarte periculos. Sunt 2 meciuri total diferite. În tur n-au avut acea forță de care spuneam, dar s-au blocat timp de granite de joc, au dat 2 vârfuri, au vârf, ele l-au scos din lot, au jucat fără vârf, sau au fost 10-15 pe 40 de metri și pe contraatac pe jucătorului de defensă. Și atunci vorbea Băluță de lipsa de concentrare a noastră. A fost atunci o lipsă de concentrare a arbitrilor, dacă vă aceasta aminte, care a fost decisivă, chiar, eu zic, determinantă la stabilirea. Pe lângă, eu știu, nerealizările noastre. Dar vreau să vă aduc aminte că după 1-0, la pauză, am schimbat niște lucruri. Mă rog, echipa a avut puterea, tăria să revină la 2-1. Deci, noi am revenit. Ca pormă să beneficieze de 11 minute care a fost. Noi am avut 2-1 la dat. Nu mai vorbesc câteva, 3-4 ocazii care am scăpat singur și n-a fost offside și a fost dat. Deci a fost un meci special. Acum, o echipă puternică, cu apărare închisă, cu jucătorii puternici înalți, contraatac, au vârful foarte bun. Deci o echipă care trebuie să o luăm foarte serios și să fim atenți, grijulii la ce jucăm, să nu mai greșim, să le dăm șanse de a înscrie. Antrenorul nu comentez. Vă gândiți să renunțați la bancul în iarnă?
Poftiți? Vă gândiți să renunțați? Deocamdată nu mă gândesc la nimic. Eu mă gândesc să adun cât mai mult, că avem nevoie pentru meciurile astea. Cum să mă gândesc ce, că voi renunța la cineva? N-am în cap asemenea lucruri în momentul de față. Eu acum aș mai aduce un jucător dacă aș putea să... La modul exagerat. Ați auzit că ați transferat la vânzare tot jucătorii, nu, nu mă interesează. Nu discut pe tema asta, am spus. Eu sunt concentrat, m-am uitat, am mai dus un jucător de la echipa a doua să văd dacă mă poate ajuta. Și eu caut jucători. Bă, Burlacul, a fost unul dintre jucătorii care... Noi avem întotdeauna un dialog, cum l-am găsit pe Marcovici, care Marcovici confirmă și în orice moment l-aș băga să joace. Este unul dintre jucători, din raportul care l-am avut cu antrenorul, mi-a spus că un jucător a crescut în ultima perioadă. E și puternic, crescut. Poftim? De asta este echipa a doua, unde este. De aia e rațiunea echipa a doua sau ce? De asta este echipa a doua, unde este, pe ultimul loc. Nu, nu are nicio relevanță cu problema asta, că poate să fie... E o echipă a Maltei, să zic așa, sau exagerez, nu știu, alta, Liechtenstein. Au și un jucător valoros. Chiar dacă echipa națională e o echipă slabă, dar are și un jucător care poate să fie determinant. Nu, am exagerat puțin spunându-vă că am nevoie să câștig jucător, nu să... Eu cum să mă gândesc la... Nu. O să faceți schimbări majore în primul 11 și vă întreb și pentru că după meciul cu Astra, la faza golului, la faza penaltului, care a reușit și l-a scos din... Și acum Popov. Lot, acum Popov, Astra. Exact. V-a dezamăgit, vă dezamăgește al treilea penalti. Da, m-a dezamăgit... pentru modul cum a gestionat, cum a gândit faza, cu greșeli de poziționare, am și spus la analiza jocului, care nu le-a acceptat, asta este cel mai neacceptat. Și... Avea viitor acea fază? Poftim? Avea viitor acea fază? Adică... Nu, dacă era tratată ca lumea și avea o poziționare puțin în diagonală, să-i dea marginea tușa și nu să intre pe interior, și să aibă și poziție de dublaj, că poate putea să blocheze și pasul atacantului care luptă cu AK. Dar după aceea trebuia ori să facă fault în afara careului sau în careul trebuia să pe linia de acolo să-l lase, că acolo avea șanse puține să mai dea. Așa am considerat noi. Nu, n-a acceptat ideea. Că a făcut bine, că a făcut penalti. Ce li se poate impune viitorul cu el? Nu știu. Nu știu. Vedem. Are calități. Nu este un jucător complet, dar are calități. A jucat și el într-o niște echipe naționale, de junior, de tineret, capitanul echipei, dintr-un fotbal bun, nu? Din Croația. Pare ca Nicidaș. Are și definiție. Exceptând Dalaci. Exceptând? Calancea a fost un... Sigur a dus de dumneavoastră, nu? Mai mult de... Da, fiind, nu da bine. Și de bine că... Nu aveți uit la achiziții. Cum? Zic, nici dumneavoastră nu aveți uit la achiziții, că cel care vi l-ați dorit foarte mult a fost Gustavo, dacă nu mă înșel. Da, dar eu vreau să vă spun că am văzut niște jucători, mai mulți jucători, în highlights. 7, 8, 10, 12 minute, după care l-am băgat să fie văzut, să fie văzut toți, l-am dat, pentru că eram în Austria și aveam timp să văd 3 ore pe zi, 3 meciuri întregi, să văd meci întreg. Și a fost acceptat de toată lumea. Și aveam speranțe mari. Are calități, poți să puteți să spuneți, nu are calități, Gustav. Dar suporterii spun că nu sunteți inspirat la schimbări. Niciodată schimbările nu au adus de pe marți, mare lucru. L-ați face așa o echipă cu suporteri, niște schimbări așa, adică să cereți foarte pe cine să introduceți pe teren? Păi eu zic că nu e adevărat și dacă stăm, nu stai la gura sobi, când am făcut schimbare și s-a schimbat total jocul. Și am câștigat totul. Nu numai, uite că, da, i-a spus niciodată, vezi, nu e bine să spui niciodată. Bine, suporterii spun multe, păi vreau să vă spun că la câteva meciuri îmi strigau, scoate-l pe bancă, la meciul cu Chiajna, până a dat bancul un pas de gol. Bravo, Nege, ai fost inspirat, bine că l-ai schimbat. Sau la meciul cu Vanturi, cu Măzărache, dacă ieșea mingea în afara terenului, cred că îl schimba și a dat gol. Deci, nu stăm în picioare. Dar împotrivă. Măzărache ce trebuie să păcească să revină sau să joace și el altceva? Să fie... În afară de viteză nu se vede nicio calitate.
Păi, dacă ne gândim la golul, dacă punem golul pe CNN, golul cu Pandurii, mâine cred că e pe lista multor echipe din Europa. Când l-a driblat pe Bonu sau pe Vasile, unul dintre ei, și pe cu stângul plasat pe lângă. Ca pe urmă să rateze de un jumătate de metru acum. E inconstant. Și presiunea și astea, da. Ăștia sunt. În această perioadă, câți jucători vedeți? Ce nume? În această perioadă, câți jucători vedeți pe Dividiu pentru a-i aduce în iarnă? Discutăm de meci cu Târgu Mureș. Cu ăsta, cu Timișoara. Am spus cu Târgu Mureș. Da, că am... Să nu rămână cu arbitrii. Eu sper, vreau să nu anticipăm, așa. Dar chiar este Timișoara de speriat, că na. Este foarte puternic și a schimbat jocul foarte tare. Au o apărare din 6 inși, 4 apărători puternici, se închid jocul și 2 defensivi, Arteane și Culoriente, 6 jucători care închid jocul, nu-ți creează spații. Pe sus, n-ai nicio șansă, că sunt înalți, nu ai nicio șansă. Bine, o centrare cu caracter tactic, e fel să îl depășească pe primul și să atragi colțul scurt, a făcut noi. Poți să, da, au 2 jucători de viteză față, chiar 3. Au în vârful ăsta care și înalt, și tehnic, și viteză. Și au schimbat total în bine echipă. Dovadă meciul cu Pandurii și mai ales meciul cu asta. E clar, s-au schimbat total în bine. Iar noi am pierdut din noi. Plus, terenul care o să fie greu, anticipez niște lucruri. Domnul Ceanu, la schimbarea jocului Timișoara e mâna antrenorului sau valoarea jucătorilor? Și una și alta. Nu, vorbim de jucători acum, ce a spus. Și una și alta. Și una și alta. Da, pentru că jucătorii au venit câteva cu un plus, cum este acest jucător atacant. Și... Nașul va juca? Nașul Timișoare au și un naș. Da, nu știu cine. Roci. Da? Le-a dat gol decât o Ierpin. Da? Nu, nu știu. Știu că la Timișoara a dat. Da. Toate cele 4 metri. Da, a fost ultimul. Alex, mai ai un gol și pentru Timișoara? Eu sper să mă ajute în primul rând echipa, cu atât mai bine dacă o să înscriu. Trebuie să nu uităm cine suntem noi, pentru că chiar dacă am pierdut aceste ultimele 2 meciuri, asta nu trebuie să fie un capăt pentru noi, trebuie să intrăm cu ambiție, pentru că tot noi am ajuns acolo sus și mâine trebuie să demonstrăm că suntem mai buni și merităm cele 3 puncte. Nu știu ce să zic, a fost puțin de interpretat. Eu îmi cer scuze dacă ei s-au simțit afectați. Eu am vrut să spun că trebuie să fim concentrați la maxim pentru a câștiga un meci, așa cum am fost și în celelalte partide. Sper ca mâine să intrăm foarte motivați și să plecăm, să luăm cele 3 puncte. Ai cum să dedici golul? Pentru că nici de pe bancă nu a ajutat cu acest mesaj. Sau ce golul am vrut să-l dedic tatălui meu, pentru că fusese ziua lui cu o zi în urmă. Se pare că au plecat cu tricou înainte de pauză și n-am mai avut ce să arăt, din păcate. Știi care este ultimul personaj din fotbal românesc care te place și vrea să te transferezi? Nu știu, sincer. Gigi Becali, vrea să nu mă interesează. Nu mă interesează. Văd dacă un ziarist la stau, e nevoie să te pare că ești mai accesibil la acesta. Da, eu zic că trebuie să ne concentrăm pe meciul de mâine și apoi să vedem ce vom face în următoarele 2 meciuri. Mâine este cel mai important meci pentru noi, pentru că este primul și nu trebuie să scăpăm cele 3 puncte. Dar ești și tu disperat de la perile celor din față de mai încerca și ți-a ieșit acel gol super, pentru că nu cred că a fost, nu cred că ai vrut să centrezi, ai vrut să te rapoare. Cel puțin așa. Da, mai contează acum. M-au zăpăcit toți dacă am vrut să centrez sau să șutez. V-am spus, trebuie să profităm de fiecare ocazie pe care o avem, trebuie să introducem mingea în poartă, pentru că nu ne mai putem juca cu ocaziile. Ați văzut cum ne taxează toți și noi pierdem puncte și asta nu e bine pentru noi. Putem termina sezonul pe locul 2? Bineînțeles că putem. Mai sunt meciuri și trebuie să învățăm din greșeli, trebuie să ne punem la punct cu ceea ce mai avem de făcut și
să câștigăm cât mai multe puncte pentru a rămâne acolo sus. Mulțumesc.